Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la episodul cu numărul 10 din cariera noastră cu Schalke 04. În acest episod ar trebui cam să închem cu perioada de transferuri. M-am uitat prin comentarii și n-am găsit ceva interesant. Adevărul că au fost câteva idei bune de transferuri, dar unele ori erau prea cu istoria de că adică, credeți că și eu mai întâi am vrut să le pigoreț ca fără mișto. Am văzut că am Sanchez sau ceva pe acolo. Ce mai fost multe, multe alte idei, doar că nu pot aduce un jucător care de-abia, de-abia, de-abia s-a transferat. pentru că foarte mult s-a pe Radu Drăgușin, de ce nu? Foarte mult s-a zburut pe Radu Drăgușin, haideți să facem și o chestie de genul, pentru că să mă corectați dacă greșesc, cred că sunt singurul care îmi face cariere chiar atât de des și atât de multe cariere. S-ar putea să fiu chiar primul român care l-a duce pe Radu într-o carieră de FIFA, poate greșesc poate nu, cu Cărjan am început dinainte să fie el în FIFA, culmea, el nu putea să-l cumpăra pentru că de bea contractul contractului profesionist și ca să fim primul care l-a pe Drăgușin. Haideți bă băieți, primul YouTuber, pardon, primul YouTuber care l-a duce pe Drăgușin. Haideți să luăm un loan to buy corect, corespunzător, pe o perioadă scurtă de timp, adică până în vara care va urma. Salariul este unul destul de mic, nu este o problemă la el, doar că aș prefera să plătesc chiar mai puțin, adică na. Da, mulțumesc, mulțumesc că mă înțelegi, iar de transfer că să fie. Uite, astăzi de acord cu un milion jumate. Un milion jumate, cum vi se pare, un milion jumate. Da, milioane și ceva astea. Aoleu. Da, Îi întreb dacă vor un uh, milion 800. Cam așa frumos, ei nu. Îi întreb dacă vor 2 milioane în capăt, fix cât valorează el și a acceptă. Radu Dragușin să vină împrumut la noi, am stabilit deja salariul, iar în cazul în care noi vrem să-l cumpărăm, să luăm doar cu 2 milioane, deci le dăm o țeapă. N-ar fi făcut Juventus-ul asta niciodată, 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 dar putem visa în cariera noastră. Înainte, mă, facem și antrenamentele totul corect, corespunzător și dacă dăm două zile mai în față, vedem că, Aoleu, vedem că Radu Drăgușin a refuzat să vină la noi. Am încercat, Păi, acum adevărul era că avea șanse mai mari să vină și să joace la noi și mă gândesc că asta vrea și el vrea să dea la o echipă. Neapărat care să aibă un renume, ci să joace cât, cât mai mult ca să evolueze. Dar cu toate acestea lăsăm să joace pentru Juventus și da, omul nu a vrut să vină la noi un meci mai prost. Adio titlul bun, chiar eram acolo, chiar mă gândeam, aveam viziune, știam cum arată titlul, dădeam numărul tot 37, scream acolo titlul, trebuia să fie ceva de genul. Aduc cel mai cerut jucător de către voi, Pregătim echipa pentru simulat și o avem chiar aici în dreapta cu Raman și Ut în atac. Sanchez Cam, Draxel pe stânga, James pe dreapta, McKenney tot CDM, rapărarea cu Kolasnac, Kabak, Mustafi și rusul nostru iar în poartă lui în continuare. Îi dăm o foarte frumoasă si mulare cu echipa de pe locul 12 reușind un 1 la 1 Raman, din păcate marchează un gol. Dar asta este în simulări, nu câștigăm chiar de fiecare dată. Vedem că urmează un meci în cupă cu Bayern München, da, mi-am amintit, vă Leo. Avem o revanșă de luat cu Bayern München, din păcate, din păcate. Jucătorul nostru oficial poate juca cam și vedem că de data aceasta, culmea, deci dacă îl puneam la antrenamente pe poziția de câmă, nu-i se mărea viteza sau șutul chiar atât de mult, adică ați văzut că era doar o liniuță. Acum că l-am pus cam, vedem că finishing-ul lui chiar poate să crească foarte, 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 mult. O ofertă pentru Rudy, dar nu știu dacă este prea târziu, eu l-am dat ca împrumut, cred că este cam târziu, cam târziu, cam târziu pentru... Haideți să nu ne mai complicăm și probabil dacă mai este să mai vindem vreun jucător, vindem din prin vară, dar că am fi trebuit acolo, hai că să mă la echipa cu care jucăm, aceasta, pac, cu Raman, Jameson, atac, totul frumos. Am văzut și un comentariu în care mi-a spus că să încerc să-l pun cumva pe Draxler, n-am cum, n-am cum, în simulare clar va juca. Draxler probabil va fi ca strikerul de fapt de rezervă, să nici nu știu cum o să bag. Dar, sincer, la prima vedere mi mi se pare, dacă uiteam la statisticile acestea care chiar contează cum ar fi stamina, trebuie cumva să-l pun si pe Draxler, dar nu știu cum și trebuie să fie și McKennie, care observăm chiar acum, McKennie face 80 10 overe. Nu l-am pus Andrei deloc ca CDM, ar fi trebuit să-l punem ca CDM. De ce nu vedem? Bă, Kenny care poate duși ca poate duși ca RM, dar haideți fraților să-l antrenăm și ca CDM. 15 săptămâni se mărește mult mai mult defending-ul. Facem de super CDM, oricum trebuie să rămână la noi, nu mai pleacă în la Juventus. Avem mare, mare, mare grijă de jucătorii noștri. La noi acesta pare așa o leacă mai meh și puțin supărat. Lasă oricum o să pleci. Dar în rest, mai totul pare foarte, foarte bine la echipă. Ei mai dăm o ultim, un ultim antrenament. Înainte de terminarea perioadei de iarnă, vedem că transferuri măreți nu s-au făcut. Zagadu s-a dus, Akanji s-a dus, Adio apărare, dar l-a luat pe lui Saberto. Adică mă gândesc, cum tite în apărare și cu Varan, cu mai trebuie apărător de rezervă. Adică, cum a o fost eu, ați văzut și voi. Aguero pe bani foarte puțin. De fapt, pe Aguero cred că l-a luat liber de contract, expiră contractul. Deci nu cred că va juca Aguero în acest meci. Așa prezic eu. Vedem că noi acum am vândut de 41, dar am cumpărat de 40. Vedeți, bă, am învățat să vede că suntem români. Am învățat de la Gigi Becan, am făcut profit, băieți, am făcut profit. Zaharia totuși o plecat. Zaharia vedem cumpărat de către Leipzig și Zagadu. Cum... Bă, s au bine. Leipzig au făcut două transferuri decente, să știți, chiar pare. Mă gândesc că de la ei apărători au plecat. Oricum, datorită acestor două transferuri, cea mai probabil echipa o să scape de retrocratare. Prea bucuria care era, pentru chiar nu voiam să o vad în Liga 2. Părea, era, era foarte interesant, dar am zis. Transferurile noastre blanau cum ar fi Roban, înapoi în Bundesliga, s-a dus. L-avem aici pe Riberi, care și la fel și se retrage. Nu putem readuce legendele înapoi în Bundesliga. A rămas fără idei de transferuri, am zis că poate mai iau un jucător așa mai bătrânel sau ceva, n-am reușit să fac absolut nimic. Ofertă tot pentru Rudy în continuare, De tocmai de la echipă, îi mai dau un ultim oară pentru că dacă ei să-l vând, îl vând... În perioada următoare nu mai stau acum să mai iau un alt Vedem schimbiar radical echipa, la la la, țaca, țaca Dacă stăm chiar acum să verificăm, vedem că K okay, la Real Madrid, știm uh, acest super transfer. Imobile la Manchester City, Müller la Real, la Aubameyang la Liverpool, Varane, Vardy tot la Manchester City, Guerrero la Atletico de Madrid, Dembele la Chelsea. Știm foarte multe transferuri care s-au făcut pe aici. Venicius la Meister City, un legenda legend, dar la Bayern München, la Liverpool, pe care la Leipzig și dacă dăm în continuare scroll, după ce vă las cât de cât să vedeți transferurile. Undeva în top aici, alături de Van Rooj, de Boateng, care uite și Boateng o plecat chiar acum. Alături de Matiep îl vedem aici pe Sanchez, transfer de 40 de milioane, transfer mai scump decât Modric, decât anumite transferuri făcute de Real Madrid, decât de la KZ, decât Zuma, decât transfer făcut de la Barcelona a adus pe Aspas. Avem super, super transferuri. Haideți să mă lăsăm. Am încercat. Măcar am încercat. Asta e bucuria mea. Măcar am încercat. Urmează un meci în cupă destul de greu. Dacă nu greșesc în episodul, acum, activați fapt, nu, acum episoade, am avut meci cu Bayern München în care băieți chiar nu dat un 5 la 3 și mamă cum e jucătorul ăsta între 58 și 78 între 70 și 94 Torniliu Tilea Tilea bă băiatule Tilea ce faci Tilea Mariu Solaru care el mai e mai meh și au adus măcar un jucător super îmi place că au adus unul bun că să compensezi cât pentru restul pare a să stari ceva statusuri pe verde dar vă garantez ochii slabuți. Dacă stăm chiar acum să verificăm jucătorii pe care i avem și ne uităm la Tilia. 15 ani din păcate, dacă doar că M, 5 cu deja are 64 OVR viteză ca micuță, îl punem să se antreneze la... ne ar plăcea să antreneze aici, dar rămâne viteza micuță, să antreneze deocamdată acolo. Era aici un jucător de 55 OVR am, pentru o secundă m-am sperat, nu aș e portarul, am uitat că am dat ca împrumut. poate îl dăm oricum în, până în vară, până în septembrie. Și urmează un mare meci care vedem că Sanchez cam că obosit, cam obosit, dar bine, doar Sanchez se a obosit. Aici vedem că Lewandowski, Roca, Sanec, Nabri, Kimiș, Goretzka, Davis, Varan, Towns, Sar și noi, eram cam mai cu toții. Din păcate, nu mai joacă un ca să ne ajute. Păna, da, cred că un TTI păstra pe meciurile alea mult mai importante. Îl, jucăm titular pe Sanchez. Sanchez își va întâlni fosta lui echipă după despărțire. Merită și el să-și iau o revans și o să vedem cum va juca potriva fostei sale echipe. După care, prin a doua repriză trebuie să-l băgăm cumva și pe Draxler să facem o treabă foarte frumoasă cu. A germanii, baieti, băieți. Hai să facem un meci extraordinar, să jucăm foarte, foarte, foarte bine. Îl vedem și pe Raman în prim plan. Mă trebuie de ce, pentru că este golgeterul, băieți, Golgeterul Și în prim plan și pe Sane, care este cel mai bun marcator de la Bayern München. Raman valorează și puțin bani. Dar vă jur, nu-l dau. Eu nu-l dau pe Raman. Vă zic de acum, Raman rămâne mini-icon la această echipă, la fel ca Kabak la fel ca Farman și eu înțeleg că este un fel de Road to Glory, mai mult este un rebuild al acestei echipe, o reconstrucție cum trebuie, doar că prefer să mai las câțiva jucători, pentru că dacă schimb 100% echipa, nu mai recunoaștem echipa, nu mai are niciun farmec, Vedem prietenul lui Lewandowski, prietenul invizibil alături de Lewandowski, amândoi în prim plan. Altfel nu mi explic de ce filmează atât din stânga. Răzvan Lucescu, antrenor alături de frumoasa lui echipă pe care o știm cu toții. Oricum, clar, sperăm să păstrăm anumiti jucători. Măcar ca rezervă sau dacă de ce nu să aducem câțiva jucători care au mai fost pe această echipă. Un goresc, un la la la, alături de, cum am zis, Kabak, Raman, Farman, care e Farmanul rezervă și atâta. Sar, se pare că fuge Sarul și o primă ocazie foarte mare, dar sare foarte bine. Sanchez, avem grijă să nu... Să-și amintească când mai joacă pentru Bayern, ca să nu le dea vreo minge sau ceva. Foarte bine, și l-ar anunțat acolo frumos. Hai, fuge grecul. Grecul, o pasă foarte bună și spațiul lăsat liber de către Sar, care omul căutat chestii râmbă, că altfel nu mi explic ce căutată de sus. Ce raman, un fines slăbuț pe jos, Noer, legenda Noer rapper cu lejeritate Vă dați seama că Noer este unul din cei mai buni germani all time, adică fără mișto a fost poate unul din cei mai buni jucători din toată istoria Germaniei de o început cariera la această echipă, la Schalke 04, mai mult vă dați seama cum era echipa asta într-adevăr înainte și de ce chiar merită să fac o carieră cu ei Acum mai mi mai mirat ce a fost și a mai votat. Că v-am lăsat pe voi să votați. Echipa provizorie scapă aici foarte frumos. Lunini, nici nu să ne da niciun stres. Tot echipa rasa de voi. Portarul ales de către voi. Voi știți ce e mai bine pentru această carieră. Sanchez direct o un asist foarte frumos și înaintează Raman. Pag viteza e Blanau și Raman cu 1 la 0 la noi acasă. Așa e băi, așa trebuie să începem testul uh, o revanșă, ne-am luat o bătăică cu 5 la 3, haideți să ne axăm măcar pe cupă și pe campionat mai batem noi cândva. O super cursă și o super pasă de gol al lui Sanchez, pasă aia eu făcut mai mult decât golul, vă zic eu. Sane, vedem acolo blocat aproape gol, ba nu, e roca, e roca băieți, e roacărul, e roca, ai mai e fault, bine drept, vă zic eu. Hai avem grijă cu Rusnacu, nu lăsăm spațiu liber și ce am zis și Sanchez îi lasă spațiu și tot el dă din mâni pe acolo. Cna brief, pregătește mă, mă leguța sau ce mai trebuie. <gântu -i> Direct Lewandowski, nici nimeni nimic, Lewandowski. Am înțeles o mică greșeală aici în apărare, s-au uitat jucătorii, probabil în ideea jocului eu îl controlam pe Rusnac și după aia mi l au schimbat automat pe Sanchez. Sanchez ne-a avut timp să ajung la timp. Practic avantajul creat de către noi s-a dus, clar, și nu mai contează absolut nimic. Vedem o pasă proastă, foarte proastă dată. Să nu scape aici Davis. Dacă scapă ăsta ne-am dus. Hai, hai Davis, bagă Davis, bagă viteză. Duce Aulio. hai că a doua oară mers și o mers între de acolo, dar nu se mai duce. Sanchez la balon, Sanchez, camul nostru care pregătește din nou o pasă excelentă. Sanchez îl vede din nou pe Raman. Doar că de data asta nu prea. Cap acolo foarte bine, bagă puțin piciorul chimic, că era pe partea aceea. Luni, nu pasă mai în față, așa înaintăm și se duce Sorescu, o pasă la James Vedem oare Varan blocat acolo și cât de aproape să ajungă mingea la Sanchez Ca să marcheze împotriva fostei sale echipe Vedem că jucătorul totuși lui Bayern par destul de foarte obosit Scapă liber ne și pe lângă poartă Spațiu foarte liber și toate acestea ratează și se încheie și prima repriză 1 la 1 noi două șuturi în care unul singur pe poartă, 3 trei șuturi în care două pe poartă, era la limite să întâmple asta și la noi. O normal că mai micuță, ce să vedeți. Eu să începem din start a doua repriză cu o super schimbare. Draxler intră aici cu stamina full care sperăm că jucătorul nostru cu numărul 10 va face diferența. Să vedem ce va face Draxler, scap ușurel, bun. cu direct, o pasă care trebuia să putea să ducă mult mai bine. Avem grijă să ține din, îl ține din timp Lewandowski, că știm că el este surpriza. Sau poate chiar nu. Scapă, scapă aici jucătorii, un mic faul, doar că se oprește bun. Pac, o pasă bună, aleargă Draxler, dar îl oprește Lewandowski, frate. Lewandowski acolo blocat puțin și nu, jucătorul s-a aruncat ca să aperi faza și o căzut. Iar aici aproape, cât de aproape, Lewandowski și Psidiem au jucat și LW în sfârșit mai oprim și noi faza să ne avem și noi puțină posesie. Ese Roca și intră aici jucătorii, se schimbă, dar n-am văzut. Știu ce a intrat atacant, culmea tot un fost jucător de-a nostru, pentru că ciupă chiar o șca la noi și intră și Toliso. Deci Toliso și striker schimbat, adică cam, pardon, striker schimbat, dar cu toate acestea îl vedem... Peșcătorul nostru, o pasă foarte bună, mamă, James, te-ai la mingi James, nu pot să cred. intrare bună a fost pe partea aceea, dar da, ce să-i faci, blochează foarte bine. Un fault al lui Raman, destul de urât, Raman acolo și a și galben. Vina mea, vina mea și dacă tot oare să mai fă, da, mai faci și noi două schimbări, schimbăm aici pe Mendel și l băgăm pe veșnicul nostru jucător Colasinac După care schimbăm și Surescu Schimbăm așa Și acum vine întrebarea Cine se intre striker? ADM sau UT? Dacă voi îl veți pe ADM ADM are doar viteză Las pe UT băieți sau sau de ce nu? Hai să o furțăm, hai să ne distrăm, băgăm, îl băgăm pe ADM, pe germanul nostru. Haideți mă, că probabil chiar pe el îl voiați. Opa, un blocaj bunuț acolo, mingea tot la Tolisso în continuare, scapă acolo și Rusu și toți, nu, nu, Dici, dici, ce, dici, 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 ce, de ce, de parchează scurt și scaunul meu, scaunul meu scurțitor și scăs bradea. Se bucură acolo, sunt câțiva fani de la Bayern care se bucură de și ei, deci fiți atenți, se respinge aici mingea la, Pff, nici nu știu, la, dacă nu, nu pot să arăt exact faza, aici cred că se va înțelege cel mai bine. Deci mingea la cabac, da? Uitați, mingea la cabac, da? Uitați unde ține o pasă. Vedeți unde ține o pasă? Unde ține o pasă? La cine ține o pasă? Deci ați văzut cu ei, am ținut pe unde. Săgeata aia arată direcția care trebuia să ducă mingea. Oricum, după cum puteți vedea, în momentul în care o pleca mingea, pasa, poate... Bă, spune că nu din cauza faptului cum o la... Dacă pasa ducea ca lumea, mingea ducea la cabac. La cabac. Sau nu mai știu care acolo a fost rusnacul. I-am și încurcat. fapt, care a fost acolo? O să văd mai exact. A, Sorescu, mă, Sorescu. Haideți să o forțăm cu un ultra atac, nu se poate. Vom schimba așa, Raman cu James Striker în continuare, Draxler cam, Band va fi ADM pe stânga și Sorescu pe dreapta, iar când va fi Grecu, Macheni iar apararea Colasinac, Cabac și Rusnacul. A, mi ciudă, băieți, mi ciudă, mi ciudă. Ce pot să zic? Mi ciudă. Haideți să uh, ultra atacul nostru Blanau și haideți să forțăm un gol. Când direct o fază ADM -e la balon, ADM îi dă o pasă la grec. Hai să o jucăm, pac frumos. James, acolo, mamă, dacă cum să apără băieții, cum se apără băieții, nu pot să cred. Raman a încercat și el ceva pe acolo, dar ce să-i faci, mă, ce să li faci? mi hai, măcar tu consumă stamina ceva, fă acolo, aleargă. Am înțeles, băieți, mai țin de timp. A, ah, am înțeles. O să fie o victorie extraordinară, fac și adversarii ultima schimbare, le schimbă pisane. Hai m a forțat tu, hai, hai așa acolo, hai, Raman. Raman, Raman, cu un spațiu liber, Raman. Nu e în poartă, bă, bă băiatule. Puh, și încă trag timp. Nu pot să cred că o dau băieți așa în spate. Bă, deci cu un trag de timp, bă, nu pot să cred. Nu greșim acum. Bun, 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 bun. O pasă la Raman. Se duce acolo Raman. Se duce Raman. Se oprește acolo apărătorul și un șut în forță. Raman cu dubla. Deci pe asta nu l vând orice s-ar întâmpla. De aia, bă, băiatule. De aia. De aia. Bun. 2 la 2. 2 la 2. Hai că putem este ei acolo să facă transferul la Blau. Bă, vine apărătorul, s opri la un moment dat apărătorul, că dacă continua să alergi, mă oprea. S-a oprit, nu mă interesează, am profitat, ne punem mâna balance. Ca să jucăm continuare cu un 4-1-2-1-2 Data asta știm că ADM este striker Bă, Acum ar fi în realitate să se facă pe o parte ar fi interesant, pe o parte cred că ar fi frustrant pentru jucător. Gândiți-vă la Demi, de pe poziția de striker, o a juca pe cămâș, acum iar se pune pe striker. Ține o moment totul legat de tot. Da, da. Deci să înțeleagă jucătorul care e faza cu axul central, cum e pe acolo, totul perfect, blocăm prima oară. Și ei se afară poate avem parte noi de ultimul nostru atac. Bun. Jucăm cu Sorescu. Bun, și înaintăm direct la James și fuge acolo James, 99 pace împreună cu Davis, o pasă James și ADM îi piciorul, nu mai, Ia, băia a treia oară în cariera asta când ratează ADM în halul ăsta, nu pot să cred, Că ADM cum mai să acolo şi... nu pot să cred, băiatule, 2 la 2 Se continuă cu a treia și a patra uh, repriză, 3 șuturi pe poartă, 4 șuturi pe poartă, posesie mult, mult mai mică, Un ratează dar ce pot să zic, mai facem o schimbare, McKinney probabil va ieși, sau nu cred că vom face o schimbare în apărare. Hai Mustafi, Mustafi frate. 59 pe aici, nu mă interesează de frumusețea carierei, Mustafi. Intră tata. Hai să joace Mustafi aici să readucă gloria echipei șalche. Hai să fie un meci frumos. Poate nu ne dă și în acum un gol. Mustafi, care e omul care își dorea să joace mai mult, doar este crucial, ce să vedeți. Are statistici de, cred că un Silver e mai bun decât el, dar na, el este crucial. Dacă băieții de la Bayern München un stil de... Bă, joacă extrem de defensiv, cred că au realizat că nu mai au stamina. Se bazează oare pe penalturi, că nu-mi explic, nu-mi explic. Ciupomotin, o pasă la sar, doamnelor și domnilor, nebunie totală haideti sa blocăm si noi cumva. Dar încă, încă parcă trag de timp o centrare tocmai la sar, dar nu este, nu este offside, nu este offside. Bă, cum o trecut jucătorul, nu pot să cred, dar hăți că avem noi Draxler. Da, leu Draxler. Aici, e momentul lor, care pot face prostia, o pasă la ciupomote. Nu, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred. Ha, din nou, Gnabry. Doacă într -o... băi, mă nervează stadionul ăsta. De tot pune camera acolo, e treia oară când o văd. Odată n a nici n-am pe acest clip. O respins-o cumva lunin, când a abrit un finez. Ultra atac, ultra atac, că nu putem face altceva. Care diferențe Marnus, gata, ADM înapoi că fac un schimb băieți. ADM ba striker, ba ba striker, ba Scapă băieții aici pe contraatac, nu pot să cred. Mustafi blochează extraordinar Mustafi, foarte bine Mustafi. Bun, 3 la 2, mai avem o singură repriză în care Uf, trebuie să facem ceva. Uite, poezia de gaming, rus Patil mă pun așa în un joc concentrat, try hard boys. Haideți că putem. până acum, uite, la și accidentat pe Gnabry, uite, așa am făcut, cred că, lui Gnabry, după ce am marcat o dublă. Hai, nu se dă absolut nimic, continuăm. Foarte frumos, Colasna, ce-o pasă la Măcheni, Măcheni acolo nu înaintează, bă băiatule. Hai rez cu fugi puțin, Rusnac, nu trebuie să aibă foarte mare grijă, bun, blochează acolo. Acum așa trag de timp, mai sunt 10 minute băieți, mai sunt 10 minute. E bun Mustafi, Mustafi băieți, Mustafi aici să avem mare grijă, nu sta în genunchi, nu, nu știu care a fost acolo, o pasă mai departe la grec. Hai Grecule, Grecule, dai, i fugi acolo Grecule O pasă mai în față la James, se duce James, se duce James Nu i-o dau luat de Emii că n-am încredere în el și 3 la 3 Bayernu pe jos aia zic Băi, Răzvan Lucescu are niște tactici Băgăm că mă, un striker, strikerul, că mă, după aia iară schimbăm După aia mai schimbăm încă o dată N-aveți nicio treabă 3 la 3 Mă pun apoi pe balance pentru că mi-e frică să nu-mi iau un gol și prefer să... nu știu, să fie greu la penalturi. Jocăm foarte frumos acolo. Grecul, Grecul duce. Pa, cu pasă foarte bună. A, cum a blocat-o. Bun, 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 bun pentru noi. Hai, Draxler, Draxler la McKennie. Hai să avem grijă. Sau care era? Era de Iemi ăla, bă, Leua de Iemi. Nu, Mustafi este în urmă, gata. Legenda Mustafi s-a dus. Blocăm cumva, se duce Sorescu, se trage de timp, doamnelor și domnilor, se trage de timp, din păcate, se trage de timp, se trage de timp în continuare, încă se trage de timp, şi a, apără Lunin. Penaltiuri între Schalke 04 și Bayern München, Raman acolo obosit, mort. Să vedem cum facem la penaltiuri, că chiar nu știu cum, care se bag, mă putem mă așa, măcar să fiu centrat pe webcam. 3 la 3, cercurețul vieții, hai să ne otărăm, ceia ia cum batem, să foarte bine. Costa, Tolisso, Sargna, Briș, Ciupomoting, vedem cu după Goresca, cam asta este ordinea. La noi bate primul Raman, ADMI, Draxler, Solis și James, așa batem. Uf! Va fi un meci greu, băieți, va fi un meci greu. Hai, spuneți că era pu <gântu> meci <-mă> greu, băieți, haideți. i eu dau la vinclu pe asta. Aule, 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 la vinclu, frumos, Raman, niciun stres. Bun, bun, o ou, acum, am vrut să mă arunc, 1 la 1. Ademi, Ademi, cer directare pe mijloc. Cer directare are pe mijloc, frumos, Ademi, 2 la 1, Schalke, hai. Hai băieți, hai băieți, hai băieți, hai băieți, apără Lunin, apără Lunin un joc de scheme acolo nebunie totală, bate Draxler, bate Draxler și 3 la 1, Schalke 0-4, haideti haideți acolo, hai să vă arăt băieți, apără luni, cred, nu știu, bară, opăra lunin, e meritul lui lunin, oricum, grecul, grecul împotriva, ba, pardon, împotriva lui Neuer mă la nasuc tot în forță pe mijloc să vedem dacă reușim și reușim, Căștigăm la penaltiuri, ce Neuer băiatului, ce Neuer, bate Schalke 0-4, bate Bayern, nu bate tot. Victorie la penalturi cu 4 la 1 împotriva lui Neuer. Ciut la sigur pe mijloc, ne-am distrat, am jucat-o foarte bine. Păcat, ghinion pentru cei de la Bayern. Trecem mai departe și datorită acestei victorii, ce să vedeți, Schalke 04 este în semifinalele Cupei Germaniei facem spectacol total. Vă place cadrul, adică budem, avem, avem un, avem un joc frumos, e totul frumos, să știți, e sport, aveți un joc minunat, chiar îmi doresc să l primesc 22 mai devreme. Nebunie si pe stadion, nebunie total, bă, după asemenea victorie se întâmplă asta în realitate, fără, mai, ales, mai ales momentul ăsta în care știm cu toții când, cum este echipa. Nebunie pe stadionul continuare și ca mai imaginea, nu se mai arată jucătorii, arată doar nebunia de pe stadion un match nebun în care vedem că Gnabry marchează dubla Raman, marchează dubla alături de Toliso și James, după care Tolis, Cristos, Cristosul nostru băieți, Cristosul nostru marchează golul victoriei. Poate la penalturi foarte bine și vedem că chiar am rămas lejerea, Adică chiar nu mai sunt cine știe ce echipe. Poate chiar zimulăm și câștigăm de acum cupa. Glumesc. Băieți, nu știu de voi. Eu s-o băsit. A fost unul din meciurile alea fără mișto, în care clar mi s-a părut, O fost un meci în care, bă, vă jur, m -a obosit. Cu speranța în suflet că se vor strânge aproximativ 20 de minute, mai ales datorită faptului că ne-am chinuit să mai facem ceva transferuri la început, oprim acest episod chiar aici după un meci extrem. Bă, da, extrem de dramatic în care am avut 1-0, 1-1, ne-au condus după cu 2-1, am întors 2-2, ne-au dat gol din sus, su enormă, ne-a dat un gol pe care a egalat pe final, au avut o ocazie mare în care Lunin o aparat, am ajuns la penalturi și am câștigat, rezumat rapid de care chiar, cine știe, poate unul dintre voi chiar au intrat chiar acum pe premieră și chiar întreabă acum în cu dar ce am pierdut? Uite, rezumatul a făcut Adineauri. băi băieți, dacă vă place această serie și vreți să facem episoade continuare, plus că de acum urmează să simulăm multe partide ca să ne apropiem de perioada de vară și de ce Champions League. Deci dacă vreți să apară episodul din continuare, neapărat abonați-vă cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi, în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Vei băi, băieți, nu uitați de un like, de tot ce trebuie. Numele meu este Diez, vă urez să aveți o zi extraordinar fain, tot ce trebuie. Vă salut!